Venit la noi! Felicia? Da. Felicia e de familie sau de pronumele? Numele. Sunteți moldoveancă? Da. Și din comuna asta? Da. Și comuna Ciocănești. De la Ciocănești. Da. Și asta din Ștefan cel Mare a fost aici? Da. De ce a făcut un monument aici? Am fost. De Ștefan cel Mare? Da. El a fost aici? Da. A fost aici, la noi, în Bucovina. În Bucovina, a fost aici, da. Da. E venit din 1500 ceva, da. Da, eu nu m-am mai venit aici la noi, decât din Bucovina, așa, nimeni încune. Și dumneata a venit de la unde? A fost la cumpărătură? La biserică. De la biserică. Și nu știu, mai era o cumpărătură, mai făcut cumpărături. Și acum mergeți acasă? Aveți familie, soțul, tot, copii? Da. E o comună faină, Ciocănești, foarte fain. Na, aveți un drum bun? Acel stou de struț, decupat și apoi încondeat. Da. Valoare mare. Ce mai mare? Nu este un nou, să știți, cu o valoare foarte mare. Toate sunt cu o valoare foarte mare. Da, sigur. Da, acesta este un nou cusut. Este un nou pe care, să știți, nu o să-l mai întâlniți în alte părți. O încondeitoare foarte inventivă din Ciocănești a reușit să coase pe coajra unui ou. S-a lucrat o săptămână la acest tip de ou. Dar aș spune eu că este foarte spectaculos. Găină, rață și cel mai mic ou este un ou de prepeliță. Oh! Da, foarte, foarte mic.
în comparație cu cele normale, da, și cele mai mari fiind cele de struț. Fain. Și asta aici se vinde? Da. Și bucat cât costă acum? De la 12 lei, 12. La 15, la 20. În total în muzeu, aproximativ 5.000 de ouă încondeate. 5.000? Da, fiindcă avem și o colecție de ouă cu o vechime între 40 și 100 de ani, care cuprinde 1.800 de exponate și aproape 1.500 din cele 1.800 sunt pline, fierte și încondeate. Habe ich meine Zigaretten vergessen, aber ausruhen würde ich mich schon gerne hier. Ideal. Yeah.